Paule, lasă și tu pixul ăla, te rog. Te-am rugat ceva. Magiți. Dar pot să știu și eu ce facem aici? Pe la ce bun? Ca să fiu și eu în temă, să pot să mă pregătesc. A orele câte ceas sunt? 9, fără un sfert. Dar pot să știu și eu cum ți-ai dat tu seama cât e ceasul când te-ai uitat la mâna dreaptă și ceasul tău e pe stânga? Păi am telefonul pe dreapta. Cât ai zis că e ceasul? 9, fără un sfert. Vezi, într-un sfert de oră vin oamenii și știi ce ai de făcut. Gata. Simplu. Știi spaniola, da? Nu. Cum adică nu? Nu știu spaniolă. De ce Mila, mă, ți-ai scris în CV, mă, că vorbești trei limbi străine, inclusiv spaniolă? Pentru că așa ai zis tu lui mama să pună în CV, să fie cât mai bogat. E că e vina mea, mă? Da. Ce, mă? Nu. Am zis nu. Paule? Tu? Spaniolă. Da. Nu. Ne-am nenorocit. Gabi? Da, domn consilier. Te rog eu frumos, spune că vorbești spaniol. Da. Hola, cómo estás? Shakira, Piqué, Barcelona. Yo no soy embarazada contigo, Juan Miguel. Ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă. Dacă știam ce înseamnă, mai lucram aici? Nu mă duceam în Spania? La Juan Miguel? Buenos días. Buenos días, señor. Au ajuns ăștia. Ce ne facem, aurile? Hai să fugim. Ca ceva. Și dacă întreabă domnul inspector șef unde sunt, ce zic, aurile? Că ai făcut accident. Când, aurele? Mai devreme. Intri cu mașina stâlp și... nu? Gândește că la mașina e cască, la funcție nu prea. Și așa... nu e bună, nu? Ce telefon ai? 07... Nu mă, boule, e smartphone! Smartphone. Și eu ce am zis, mă? Smartphone. Fii atent, când vine ăsta... îl așez pe scaunul ăsta aici, ai înțeles? Iei telefonul, dai pe înregistrare, îl lipești undeva aici, sub birou. Da. Ai înțeles? Înregistrezi tot ce spune și am terminat. După aia traducem și gata. E bine, hai. Hai că e bine. Asta cred că e cea mai proastă idee pe care ți-a avut-o până acum. Bă, Paule, toată alta mai bună n-avem. Și dacă ne întreabă ceva? Și dacă ne întreabă ceva? Băi, lasă telefonul ăla. Mă, de când sunt eu în funcția asta, eu am înțeles un singur lucru. Ăștia străinii când vin, ăștia nu pun întrebări. Ăștia vin să ne spună ce avem de făcut. Ai înțeles? Și dacă ne întreabă ceva? Lasă-mă telefonul, ți-am spus. Dacă ne întreabă ceva, ei sunt supărați, suntem și noi supărați. Dacă ei sunt bucuroși, suntem și noi bucuroși. Ia fi, mă, supărat. Aia e fața gânditoare, mă. Fața supărată, am zis. Hola. Hola, cariño. Yo soy embarazada. Oh, me alegro por ti. Să mergeți la domni. Por aquí, por favor. Por... Hai, ridicați-vă. Ridicați-vă. Buenos días, chicos. ¿Dónde me siento? ¿Dónde está? Ahoy. 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 Băi, ia vină cu 110. Nu pleci nicăieri. De ce? Trebuie să ne traduci ce ne spune asta, că nu înțelegem spaniol.
N-am voie, e o discuție de caracter secret. Poți înțelegi că ți-o ordon? Scuze, primesc o linie de mai sus. A, să trăi, scuze. Chicos, gracias por la ayuda y perdonen un poco las molestias que hemos causado. ¿Vale? Valer Codrescu, am uitat să mă prezint, îmi pare rău. ¿Dónde encuentro por aquí un cortado? Me apan eu solo. Ce-a făcut? S-a supărat? Păi dacă râzi isteric. N-am râs isteric. Vreau și eu să destind atmosfera, doar nu suntem animale. Du-te și vezi unde s-a dus. Animalule. Mișcă-te! Gabi. Unde s-a dus spaniolul? La baie. Dar de unde știi? Presupun, nu? Atunci presupun și eu. Că doamnul s-a fi dus la lift. Ce să facă la lift? Păi eu știu, n-ai văzut ce ciudați sunt. Bă, dar ciudați rău de tot, bă. Ciudați rău. Eu am fost în Spania. Frumos rău de tot, dar sunt ciudați spanioli rău. În ce oraș? În Halkidiki. Si. Vezi, bă, Paulica, bă, cum se rezolvă toate. A venit domnul inspector șef, ne zice acum tot și gata. Ce vrei, Gabi? Ce? N-am adus și o apă, o cafea, un ceai pentru domnul spaniol. Păi și de ce stai? Păi ce să fac? Păi întreabă-l pe om ce vrea. Păi cum? În ce limbă îl întreb? Nu știu, dragă. Dar dacă vrei, aduc eu cafeaua. Dacă îmi vine ziua de salariu, încasez eu. Nu e bine. Mulțumesc. N-am nevoie de favoruri de genul ăsta. Că oricum, la cât câștig, mama în Spania e 1500 de euro. Și îngrijește un handicapat, nu 3. A venit? Cam de un sfert de oră. Oricum n-am întârziat prea mult. Nu, doamne inspector. Urcăm sus la 10. Ce faci, mai aici? Aici mai speră, bătă-mă așa. Băi, vezi că dacă mai faci de-astea, iar mănânci. Hai, du-te, scoate-l pe ăla de acolo, că trebuie să-i fac cafea. Băi, du-te tu. Să-i fac cafea, ce ai, apă, ceva, nici nu știu ce, te rog. Hai, du-te. Senor. Me alegro de verte. Ayúdame a preparar un café, por fa. Haideți să mergem, că... Senor. Quiero tomar un café porque no he tenido tiempo en el aeropuerto. Ședințion, avem... Vă rog. Paule. Să trăiți, domnul inspector șef. Unde e procurorul? Ce procuror? Păi noi am primit un demnitar spaniol. Păi spaniolul e procurorul. Ah, păi n-am știut. Bun, ce-ați vorbit acum cu el? Am vorbit pe câteva subiecte și am făcut primirea cum trebuia făcută. Văd. Nici o cafea n-ați fost în sală să-i faceți. Păi nici noi n-am avut, domnul inspector, timp să bem cafea, adică... Dacă se poate repede să ne spuneți și nouă despre ce este vorba. Vrei și repede, a? Nu vreau repede, O să vă spun el tot. Pregătiți-vă agendele, scrieți cuvânt cu cuvânt. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a sentarnos, ver de lo que se trata. En honor a... Yo tengo que coger un vuelo, ¿sí? Perfecto. Yo también tengo que ir a Oravita. Muy bien. Aurel. Da. Conectează. Pe cine? Laptopul la ecran. Da, săriți. Unde scrie? Da. Thank you.
Spune, Andrés. En España, en los últimos años, como sabéis, las redes de tráfico de carne humana han cogido proporciones alarmantes. Han empezado las luchas entre las bandas, entre los clanes, reyertas, crímenes, y la opinión pública nos pide hacer algo. No te digo de las miles de jóvenes que son secuestradas, machacadas y obligadas a hacer sexo por dinero. No te escondo que unos de los mayores traficantes de proxenetas son de vuestro país. Bueno, ya ahora sabemos cómo operan. Secuestran niñas del antiguo bloque soviético, no solo de Rumanía. Tienen muy buena relación con Serbia. Y cada vez que hemos aniquilado o hemos pensado que hemos aniquilado al grupo, han empezado con acciones más duras, más fuertes. Hemos arrestado a 40 personas. Y yo juraba que hemos acabado con la organización, pero me equivoqué. Y queremos que nos echéis una mano. Porque yo creo que nunca hemos arrestado al jefe, al líder de ellos. Entendido. ¿Qué os hace falta? ¿Por qué queréis tropas SAS? ¿Y por qué da Bucarest? ¿No tenéis gente buena, Timiș? Sí, tenemos gente buena y además trabajamos con uno de los mejores de Dico Timiș. Pero nos han dicho que tienen infiltrado en tu organización gente. Entendido. Entendido. Os vamos a dar nuestro mejor hombre, y Paul Angelesco. Ponle en tema y a trabajar. ¿Puedo hablar un poco fuera contigo, por favor? Salutați-l, mă, că pleacă omul. Dă-l să scrie cu cratimă. Corectez imediat. Os he escrito que necesitamos chicas. ¿Tenemos? Sí. ¿Todo lo que nos hace falta? ¿Cuántas? 5. 5 me parecen pocas. 7. 6. Hecho. Gracias. De nada. Băi, eu am senzația că cineva își bate joc de mine. Ah, mă, Paule, că exagerez. Băi, Valer! Mergem în misiune și habar n-avem în ce misiune mergem. Da, mă, stai liniștit că o să aflăm, nu te mai agita așa. Bă, dar ce nu sunt tu pe om să-i spui că n-am înțeles nimic ce a spus spaniolul? Eu nu sunt pe nimeni. Nu mă dă asta pe mine afară că nu vorbești tu spaniol acum. E că e vina mea? Da. Ce, mă? Nu. Da? Da. Da, să trăiți. Da, 15 minute, Max. Bine. Ne vedem acolo, da. Cum a fost întâlnirea? Nu am înțeles nimic. Cine mai înțelege ceva? Este un loc ferit de ochii lumii sau de ce ne vedem aici? Nu. Tocmai mi-am cumpărat un apartament în zona asta frumoasă. Place? Zona sau de tine? Zona. E superbă zona. Mă bucur. Cu cine am onoarea? Mă scuzi, Grig. Grig? Și mai cum? Grig și atât. Grig și atât. E bine, Grig și atât. Poți să mă lămurești pe mine cu ce am de făcut? Mai multe detalii vei afla de la procurorul de caz. Mm-hmm. Eu sunt însărcinat să spun de vece fetele. Păi, însărcinează-mă cu ce am de făcut. Veți merge în munți, la corturi, până la intervenție. Ori aveți un oraș mult prea mic să vă expun. Ce zici? Superb. Mă bucur. Hai. Mă probim. Mă scuzați. Valerica, vezi că nu mai veniți la București. Foarte bine. Vreau să știu tot ce se întâmplă aici. Mai ales că fetele alea o să meargă prin munți. Ce? Chiar vreau să avem grijă și de oamenii noștri. Tu îmi spui ce trebuie să fac și eu aia fac, nicio problemă. Să faci ce se cere. Dacă e, faci și grătare. Pardon? Ți-ți place la iarbă verde, nu? Îmi place la iarbă verde, dar în poziția de consilier, șef al inspectorului, șef al IGPR-ului. Dacă te simți bine, poți să te dau afară. Ce glumesc asta?
ia-l pe Aurel, pune-l să-ți curețe un cartof, să-ți desfacă o conservă. Sunt doar 3 zile, nu-i un capăt de țară, nu? Exact. Da, am și o întrebare. Un avans se poate? Sigur, sigur. 20 de metri. Baftă. De ce rezi, mă? Doamna Fina. Bună ziua. Bine ați venit. Ce faceți? V-am așteptat. Am ajuns. Bună. Într-un final. Ia să vedem aici. Veo que estás preparada. Pensaba que estás muerto de hambre después de tanto camino. Me voy al baño y vuelvo. Vale. Vale. Ce-i pregătesc la felul 2? Andrés, como primer plato tenemos un caldo de gallo. ¿Qué quieres como segundo? Sarmale. Sarmale. ¿Mai avem ceva treabă astăzi? Nu. Așteptăm în mașină. No me lo puedo creer. Hasta sabes lo que me gusta. Por supuesto. Gracias. A ti. Salud. Salud. ¿Cómo estamos? Como antes. Tenemos 6 chicas. Espero que no es un número que te preocupe. Si esta vez tampoco nos sale, tendremos que jubilarnos. Para mí no sería tan grave. Para ti... Aprecio tu... Aurele, ce faci? Admiram natura. După tot ce ți-a făcut, mă? Bună, bună, bună. Ce, mă, nu ne-am salutat azi? Bună gluma asta. O făcea și bunica mea, Dumnezeu să-l odihnească. Ce faci, mă? Domnul Paul, vine cineva. Voceți dumneavoastră? Hola, chicos. Os presento a la señora procuradora. Bună ziua. Paul Anghelescu. Jim Bleu, Licot. Valer Codrescu, îmi pare bine. Aurel. Qué país tan bonito tenéis. Eh,
Claro que sí. Bă, omul ăsta cred că zice niște lucruri importante, dar noi nu știm ce, nu prea vorbim interesați. Voi nu vorbiți spaniolă? Noi nu prea ne uităm la telenovele. Aha. Mă rog, mai există și Almodovar. Ăla e subtitrat. Uh-huh. Raluca? Sí. Os dejo que os pongáis de acuerdo, ¿vale? Me voy a pasear un poco por aquí. Vale. Da. Hai un pic. Băi, Paule, nu că mai trăi și noi pe aici și avem și noi funcții importante, da? Ce știi despre casă? Știu că trebuie să iau 6 fete să vin la Oravița. Mm. Atunci o să ai nevoie de un rezumat. Cel puțin. ¿Podéis, por favor, a empujar el coche? Date un más en spate. Empujar el coche. Domnul el coche. Da. Văd că vreau să facem flotări. Hai să facem. Es que sois tontos, macho. Empujar el coche. Brrr. El coche. Ridică-te, mă, prostule, mulțumesc, că trebuie să împingem mașina. Vino cu... Coche. Faci balans, da? Faci balans, șefule! Haide, mă, ce faci? Ia stai, mă, ia stânga de volan un pic. Ia stânga și dă-i cu balans, da? Hai, tata, hai, dă-i! Pregătiți, băieții. Uh-huh. Îmi place. Și? Ce vreți de la mine? Practic să identificăm și să capturăm liderul. Pentru că altfel absolut toate eforturile astea ale noastre sunt inutile. Facem asta de 2 ani. Am înțeles. Și ce alte informații mai aveți despre asta? Nimic concret, cum ți-am spus. Adică știm că... îi se spune Lică Briceag. Mică Briceag? De la ce vine Briceag? De la Briceag. Fetelor, mă bucur să vă văd. Hai, faceți cunoștință, Raluca Gimbleu este procurarea de caz. Bine ați venit. Roxana. Omologul meu spaniol, Andres Velázquez. Hola, encantado. Buenos días. Hai, luați câte un rucsac, lăsați vorba. Hai, fetele. Păi mai mult v-ați mozolit, domn consilier. Dar cum ți-ai dat, mă, seama? Am uitat la dumneavoastră. Băi, caută-mă unde e apă mai mare pe aici, că nici nu pot să mă spăl. Dă-mi niște apă. Nu cu pământ, mă! Apă, am zis! Păi, nu știu. Ok, așa facem. O să avem nevoie de număr de oameni, căi de acces, harta locului, absolut tot ce trebuie. Absolut. Noi până atunci știm ce avem de făcut. Bun. Ne conduce cineva? Da, colegul meu. Hai, fetelor! Da, prințesa prima. Da. Ăștia pleacă. Cine, mă? Ăștia pleacă și ne lasă aici, domn consilier. Șapca, băi, ia-mi șapca. Dar oricum e murdar. Taci, ia-mi șapca de acolo, Cospei. Haideți că pleacă ăștia. Unde sunt ăștia? Au plecat. M-a căzut așa? Da. Și în ce parte au luat-o? Încolo. Haide, mă. Au zis, dar pe astea nu vi le luați?
Ah, da, uite, bă, că bagajele noastre. Eu pot să plec? Tu cine ești? Răduc, să trăiți. Eu șofer de pe după. Pot să plec? Lăsați-l în consilier. Așteaptă aici până la noi ori. Las chicas se pueden colar mejor en un bordel. ¿Cómo? Como prostitutas. No van a ir como hermanas de la caridad. No estoy de acuerdo con esto. Y además tenías que haberme lo dicho desde el inicio. Tú me has dicho que va a ser una acción muy potente. Todas nuestras intervenciones hasta ahora han sido fuertes, ¿sí? ¿Hemos tenido algún resultado? Me da miedo que nadie va a aceptar esto. Nadie. Estos no son tus hombres para hacer lo que quieras con ellos. Doc, uite, dar nu pot să mă spăl în apa asta rece ca nebunele astea. Ia vină cu Aurel. Fii atent, de acum încolo îmi vorbești la pertu, ai înțeles? Să mai relaxeze fetele un pic, mă simt și eu mai tinerel. Bebușe, mi-ești dragă. Fetelor, vreau să facem o încălzire, să văd de ce sunteți în stare. Ați șomat totuși o lună. Două. Ia uite, hamburgeri. Eu nu mănânc carne. Te-ai făcut așa de la Pasternac. Magda, perfect, ca de obicei. Sunt gravidă, șef. Așa. Îmi pune mâna. Ia ce post a boss. Tu ce vrei? Ia uite aici urmă. Și tu ai mâncat tot puiul. Gura! Sunt tank! Hai după mine. După tank?
Ce mila, mă, te faci, mă, acolo, mă? Mă spăl, Doguse, am găsit apă caldă, veniți cu aia. Ai găsit apă caldă? Pe aici m-am pus să fac pui, mă, să fac supă de pui, mă, dobitocule, mă. Haideți, domn consilier, ce n-ai bat, dar nu... Eu, firar, mă, ta, dreacu, să fiată și mâine. Paul? Cred că este timpul să ne faci nouă introducere. Ia să deja. Veniți toate. Trebuie să ne înfigem într-o rețea de proxeneți. Mie o să-mi placă la nebunie treaba asta. Bănuiesc că și vouă fetelor, nu? Cum naiba? Cui nu i-ar plăcea să prindă un pește de 100 de kg? Pe mine nu mă excită prea tare. Îi punem în cap în 5 minute și după aia ne plângem că a fost mai ușor ca o omletă. Câte mai ție cred că o să-ți placă. Data asta nu o să fie așa ușor. Atunci mă excită. Se vede. Hai cu alergat. Băgai capul în ceaunul ăsta, le făceam la astea o ciorbă de pui de mureau pe aici. Haideți, domn consilier, dă niște ceapă cu slănină și aia a fost. Mâncarea săracului. Mâncarea muntelui. Mâncarea săracului la munte. E... Bă, dacă nu mănânc astea... Mănânc eu tot. Baurele, bă, da, m-au spart capul astea, bă. V-au lovit? Nu, mă, boule, sunt criminale femeile. Așa. Ia uite-mă cum aleargă ele ca niște căprioare, mânca le-ar tata. Păi, poftă de carne, a? Păi, doar nu-s vegetarian. Bine că ați venit tocmai la masă. Hai că am alergat degeaba. Puțină slăninuță, haideți, fetelor. Și cu ceapă? La relaxare, așezați-vă. Para e garabiciac, tenemos saber la su persona de contacto. Esto lo he pillado porque no soy tonto, ¿vale? Otra cosa te quería preguntar. ¿No hay otra manera para no meter a las chicas ahí dentro? No. ¿Por qué no? Pon a tu gente a vigilar el sitio sin parar. Que sale y entra. Créeme, la su persona de contacto está dentro y va a hablar sul teléfono. Tonterías. Ah, ok. Explícate. No lo recuerdo, pero hace 2 años. ¿Vale? Hemos puesto micrófonos en toda la casa y hemos pinchado todos los teléfonos. Sí. Y no ha recibido ninguna llamada, ni de Brichag, ni de su madre. Sí, pero no hemos pinchado los teléfonos de las chicas secuestradas. ¿Pueden entrar con los teléfonos? ¡No lo sé! Dă-mi voie să ghicesc. Te cheamă, nu-mi spune? Lăcrămioara. De ce? Dau senzația că vine să plâng? Nu, iubita mea, dar ești gingaș așa ca o lăcrămioară. Vrei să bat? Nu. Dar nu vrei să-mi zici cum te cheamă? Vera. Vera? Na. Vera. Dar unde te duci? La Păru, vii cu mine? Nu. Te aștept aici. Nu stai mult, nu? Ce faci mâine? Mă duc la întâlnire. Cu cine? Dacă tot te duci la întâlnire, fă-mi și mie masaj. Vrei să te iau în brațe, șorice? Nu, să-mi faci masaj. Masaj? Dacă aș avea și internet aici, ar fi minunat. Sigur. Dar ce crezi, n-am. Tu ce faci, te culci? Mamă, da, ce naiba vrei să fac aici? Dorm. Cum adică, mă? Cum să te culci? Ăștia or să ne trezească în 2 minute. Așa, și ce propui să facem în creierii munților aici? Păi nu știu, hai să facem altceva. Bine, cum ar fi? Să jucăm o carte. În sfârșit.
Îmi plac misiunile astea de nu mai pot. Dar ce e ce nu-ți convine? Dacă eram și noi mai aproape de civilizație, săream și noi gardul, dădeam o fugă, agățam ceva. Mi-am uitat și vibratorul acasă. Vera. Pe cuvânt. Hai mă, că se poate. Se poate. Ești au niște scânteie. Hai, Vera, încetează cu discuțiile astea, că știi că nu-mi plac. De ce? Pentru că sunt mult prea intime pentru gustul meu. Auzi? Oh, no. Știi cum cred că ești tu? Deci ești fix pisica aia blândă, care zgrie rău. Hai, noapte bună, Vera, te rog, culcă-te. Noapte bună. Magda, Claudia. Cu ochii la lună, cu gândul la... La lanternă, pe care trebuia să o stingi ca să poate să dor. Somn ușor. Vera? Vera? Nu aici următorul. Dar vreau niște pastile de țânțari. Următorul! Iată, nu mai țipați nebunelor. Vera. De ce faceți, mă, fetelor, aici? Jucăm cărți. Ce jucați? Popa prost. Popa prost, nu? Hai, n-aș vrea să-i spun lui domnul comandant că voi jucați cărți atunci când el a zis să dormiți. Nu, 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 nu. Vă rugăm, nu. Pentru că după o să ne alerge toată noaptea pe aici, pe, prin pădure. Aici am vrut să ajung. Ne faceți și mie un pic loc să stau și aici cu voi. Care se apucă prima linie? Eu. Tu? Da. Ah, ce-a fost asta? Păi nu, așa ne place, boss. Cum adică așa vă place vouă? Se place? Stați, mă, fetelor, mă, că eu-s mai... Nu, hai... Bine. Mutați-vă, dracu, că nu vreau. Luisa. Ia-ți frumos jucăria și căutați un loc ascuns în partea aia, ok? Da, șef. Eu mă duc pe un consilier, mă duc. Mie așa-mi place, dur. Dur că tot așa-mi place. Păi du-te, mă. Nu mă mai duc. Păi de ce, mă? Mi-e frică. Frică? De cine ți-e frică, mă? De nevastă mea. Păi cine îi spune, mă, lui nevastă ta? De nevastră. Bă, tu ai nebunit? Cum să-i spun? Păi, pleacă, mă, de aici, mă. Tu ai nebunit, n-ai încredere în mine? Nu. Păi gândește-te mai bine, nu mai ai la mână. Păi rezist, mă, mă. Eu am venit. Mi-e plac asta, nu am avut niciodată probleme. Chiar accept. Și rezist. Crede-mă, când eram mic, m-am avut greut o pisică și n-am simțit nimic. M-am mușcat și un câine și mi-a plăcut. Eu rezist. Da. Vino aici la noi. Hai. E bine. Întoarce-te. Pe partea cealaltă. Doamne, ce frumos ești. Câți ochelari ești jos? Așa îți place? Da, îmi place. Cum, așa? Așa, da. Așa nu, da, așa îmi place. Simă, uite-te la ea, îți place? Strânge-l de gât. Strânge-l de gât. Simă, îți place? Te rezist. Îți place așa? Da, rezist, dar nu mai rezist, măi, gata. Băi, pe bune, ce preludiu ăsta? Dar sex când? Mi-a zrut chiloții. S-a schimbat ceva? Nu. Joi. Vezi că o să-ți vină niște culete noi. Când? Îți zic. Cu
Nimic. Amați, omule, tot ce-am muncit în viața asta o să rămână la alții. Aoleu, nu. Uite, Paule, deja am halucinații, îți văd capul foarte mare. Stai, dragă, liniștită, că n-ai pățit nimic. Cum nu? Nu sunt gloanțe adevărate astea. Nu sunt gloanțe adevărate, este exercițiu. Adică n-am nimic? N-ai nimic. Dar totuși aș vrea o respirație gură la gură, că am senzația că am făcut un atac de panică. Gură la gură? Da, da, bravo. Bravo, hai că am primul ajutor făcut. Vino, nu, Cos, bine, zbine. Gata, sunt bine, dar nu știu unde mi-a zburat papul cu... A, uite, gata, sunt bine. Ești bine? Da, gata. Mamă, dar ce țâțe ai? Ce se întâmplă acolo? Nimic. E Vera? E Vera, cine să fie? Singură? Cu Aurel. Care Aurel? Aurel? Aurel, care Aurel? Mila, mătii. Știi, dacă ți-e somn, poți să mergi la mine în cort, să dormi, nicio problemă. Nu, că vreau să dorm. Păi asta am zis. Adică poți să mergi în cort să dormi dacă vrei să fac și puțin masaj. Am văzut că te-ai și lovit, dacă vrei te și îngrijezi. Aua! Ia niște calmante, că ești agitată, rău. Bună dimineața, ce faci? Uite, vreau să fac o omletă cu ciuperci. Ciuperci? Da. Păi? Să le fac pastea să se lingă pe degete. Femeile sunt disperate după de ăștia care știu să gătească. Ce faci, mă? Dă-mi asta. Dă și mie ceapa. Îți dau. Ia și spală da, ciupercile alea. Bă, da, nu puteau ăștia să pună și ei corturile astea, mă, pe un teren drept? Dacă n-am urcat și am coborât, de mi-au venit spumele. Auzi, dar ciupercile astea sunt bune? Eu le-am cules, mă. Normal că-s bune. Ia, toarnă niște apă pe ele și te rog eu, repede.
el edificio donde tienen las chicas. ¿Cuánto es de poblada la zona? Bastante. ¿No sería muy inteligente sacar las armas a la vista? ¿No te parece? No, de ninguna manera. Hay que sacarlo de la ciudad, como siempre. Vamos a aprovechar y decirles lo que tienen que hacer. ¿Vale? Vale, vale. Băi, dă-te-i ca aia, bă. Dă-te-i ca... Te dau afară. Așa. Ține-ți-i cât să pun sare. Ce bine, miroase. Normal, fetelor, v-am făcut de toate aici. Sper că sunteți înfometate. Foarte. Surprinzător de bine. Da, da, da. Având în vedere că ați făcut-o voi. O să vă placă, o să vă placă. Du-te, imediat vă rând să vă pe ce vreți. Facem și o sălățică. Pe voi ați gătit cu astea? Da. Pe voi ați nebunit? Astea sunt otrăvitoare, de la astea se moare. A, nu, nu, nu. Le-am aruncat, nu, cu alelalte. Vino un pic, că trebuie să vorbesc ceva cu tine. Vreau pe aici. Hai, hai. Ce mâncăm? Vino cu aici. Scuipă, scuipă, tată, scuipă. Vino cu aici, vino cu aici. Vino cu aici. Stai, mă, stai, mă, vino cu aici. Vino cu aici, vino cu aici. Stai jos aici. Stai jos. Stai, ține capul sus, capul sus, așa. Deschide gura. Deschide-mă gura. E viu? Se descurcă el. Nu-i natura pentru toți. Andres a rămas la mașină. De ștefanioli ăștia. Comozi, da. Ce e aici pentru mine? Noutăți. Asta e casa. Așa. Și ăsta e planul, presupun, nu? Mhm. Am... Curtea. Da. Și am și două căi de acces, asta e bine. Să plătești pe indivizi în locație. Vreo 12? 12. De ce mă e cu vreo atunci, nu înțeleg? Pentru că am o informație nouă și anticipez un pic reacția ta, că nu o să spun care-i planul. Da. Lasă anticipările, lasă stresul și spune-mi direct, nu mă lua pe la Ploiești. Trebuie să infiltrăm fetele în casă. Dezvolt. N-avem cum să facem asta. Ok? Voi vă rezolvați problemele, ne dați coordonatele, ne dați un plan concret. Ok? Noi mergem, curățăm zona și toată lumea pleacă fericită acasă. Noi suntem oameni de intervenție. Paul, tu înțelegi că nu mai e timp. Dar nu mă interesează asta, oricum. Nu am timp să pun o altă echipă să facă asta. Pur și simplu, trebuie să improvizăm. Dacă l-am scăpat peste graniță, înțelegi? Ia cu el 40 de fete. 40 de fete care se duc la prostituție fără voia lor, înțelegi? Ca să nu mai spun că jumătate din ele sunt minore, Paul, sunt practic niște copii. Ok, ok, stop! Nu poți să mă scoți pe mine vinovat acum pentru toate nenorocirile pământului. Ok? Trebuie să dau un telefon. Dă-mi telefonul tău. L-am lăsat la mașină. Uite, hai după el. Dar nu înțeleg ce e atâta panică. Păi tu ai nebunit? Păi îmi bag fetele într-un bordel și tu mă întrebi de ce mă panichez? Dar nu e un bordel. În casa asta au fost abuse acum două nopți și joi urmează să plecem mai departe.
Ți numărul. Dă că sun eu. Alo, da? Bună ziua, cu Valentin Codrescu, vă rog. Mă tem că este imposibil. Bă, voi nu înțelegeți că e urgent? Dați-mi la telefon! Da, aștept. Să trăiți. Auziți? Pot să plec? Tu cine ești, mă? Răducul, domnule, șoferul de pe după. Pot să plec, vă rog eu frumos. Nu pleci, că trebuie să mergi acasă. Mergem acasă? Vai, ce mă bucur, domnule, că nevastă mea e însărcinată, domnule, în luna noua și trebuie să nască. Dacă nu o fi născut deja, că habar n-am ce se întâmplă acolo, nici nu știu dacă e bine, dacă ele sunt bine, că asta mă interesează. Ele cine, mă? Fetele, domnule. Sunt bine. De unde știți, domnule? Păi nu să mă îngrija mea. Să trăiți. Auziți, aveți ceva de mâncare? De mâncare, aveți ceva de mâncare? De mâncare? Mâncare. Ah, espera. Aveți? Da? Espera. Este, bă! Bă. Mulțumesc! Fale! Asta e? Mai aveți mica? Ce drag să faci, să le plantezi? Scuze. Da. Da. Da, eu sunt. Am vorbit cu domnul inspector. Din păcate, ordinele trebuie să respectate. Am înțeles. Tâmpițel, tâmpițel, dar e bine. Bine, rău. Zi-mă, ai comis-o și tu? Ei, nu. Auzi, Magdalena, tu sigur ești bine? Da, mă, sunt bine. Mă nebuniți cu întrebările. Sunt bine, nici măcar n-am apucat să mănânc din omleta aia. Ok. Bine. Să fii gata într-o oră. Avem treabă. Nu înțeles. Ce-i cu tine? Ce nu e în regulă? Învață proștii ăștia cum să fac meserie. Mai renunțești tu la orgolii. Hai, pregătește-te. Într-o oră plecăm. Unde mergem? La treabă. Hei! Vrei să te ajut? Vai, ce amabilești. Bă! Vorbesc serios. Vrei să te ajut?
pe terasă. Da, știu. Dar ce te-ai făcut lunetistă? Pentru că îmi plac armele mari. Cele mai mari. Înțelegi? Și de ce mi-ai la infanterie? Pentru că n-am pretenții chiar atât de mari. Vrei să îți are luneta mea? Pot să trag cu ea? De câte ori vrei tu. Nu ți-e dor? Păi hai, că ai undă verde. Tu ai auzit ce-am spus sau procesez încă? Nu prea înțeleg ce vrei tu acolo. Briceag e mort. Cine? Briceag. Cine l-a ars? Sârbii. Cât de bună informația asta? Am primit poză. Asta înseamnă că sunt din nou în cărți. Exact, boss. Mă duc să fac un duș. Totuși n-aș pune tot pe seama tinereții. Mai trebuie să fie ce fac. Bani avem? Vrăjeală. Mă așteptam să pun mai multe întrebări. O să le pun astea niște. Păi unde e umflatul ăla? Hai că avem cheie în contact. Haideți! Da, da, cred că e ok. V-ați până acolo? Da, da. Sper să ne auzim bine. Lasă-mă pe mine cu el. Vă văd. Ia uite ce casă și-a tras procurarea noastră. Ziceam că am văzut-o pe doamna procuror. Are o casă îndeparte de locul unde sunt eu. De fete? Nu. Păi n-ai zis tu că va fi sunat?
Asta cam mult. M-a întrebat de transport, la ce oră ajunge în graniță de astea. Tot mult ai stat. Păi a intrat omul la duș. Ce voie să intru cu el? Mamă, ce noroc aveți! Așa se strâng toți la masă. Și normal că sunt la masă, tu crezi că am ales din întâmplare ora asta? Sunt genial! Mm-hmm. Ai grijă de mine! Aici, că tu pe mine nu mă păcălești. Dacă nu-mi spui tot ce ți-au zis astea și cum ai făcut, cum ajung la București, primul lucru pe care îl fac direct pe nevastă ta, o să mă ai auzit? Păi ai auzit? Nu spune că tot ce se întâmplă în pădure, în pădure rămâne? E, la mine nu prea are ce să rămână. Pricepi? Le e milă de mine. Nu, da? Mi-aduci și mie, te rog, un pahar de apă? Da, da, ți-a duc, stai așa. Băi, Aurele, fii atent aici, m-am gândit. Dacă le zic că mi-a căzut copilul în fântână și a murit. E prea mult. Da, așa e mult. Păi și dacă le zic că a scăpat? N-are rost. Așa e, n-are rost. Salut, mâna, doamnă. Bună. Adunești tu, fetele, te rog. Fetelor! Haideți încoace. Magda, hai și tu. Deci, fetelor, ținute de scandal, machiaj, tot ce trebuie, avem treabă. Bu, dar unde mergem? Un club de fițe. Dar eu nu am ținută de club. Nici eu. Dar ce facem într-un club? O de vera. O de vera. Ce să facem? Bailando. Oh. Băi, fetelor, ce mă bucur că v-am prins pe toate aici. Băi, v-am adus ceva bun, vreau să mă împac cu voi că v-am făcut omleta aia și îmi cer scuze într-un fel. Cea mai bună prăjitură de vișine pe care ați mâncat-o în viața voastră de la Timișoara vine direct. Ia faci așa? Super. Ia faci de fiecare dată. Aurele,
Aurele! Vino cu-a. Vino aici. Unde-i tortul, mă? Care tort? Ăsta, mă. Zăpadă? Fara zăpadă? Bine, dar suntem la munte. Temperatura poate să fie... Mâna dreaptă. Stânga. Amândouă în același timp. Chiar, măta drăguță. Să nu te văd. Băi, fetelor, norocul meu că sunt un băiat inteligent și am rezervă tot timpul. Haideți, fetelor! Hai. Păi, stai că vin și eu. Nu, am spus fetelor. Da, hai, mă, Mila e ultima soluție. Simțeam nevoia să vorbesc cu tine. Prima oară când te-am văzut, parcă am văzut-o pe mama și mi-am adus aminte de copilărie. Of, Doamne! Îmi dădea să mănânc mie, fraților mei, surorilor mele, pe care am aflat că s-a îmbolnăvit de cancer și nici la spital nu vrea să meargă. Doar ca să aibă grijă de noi. Of, Doamne! Și într-o zi, frații mei și surorile mele au murit de foame. Toți în aceea zi. N-am știut ce să fac și mi-era frică că o să moară și... Și așa a fost, am murit. Și de atunci tot timpul simt nevoia de o mângâiere, de atenție, știi, să mă sărute și pe mine cineva să mă ia în brațe. Uite, știi, acum e unul din momentele alea în care chiar simt nevoia ca cineva să mă ia în brațe, un suflet cald, știi? Out! Iartă-mă, Valerica, dar nu prea e aria mea de expertiză. Sper că mă înțelegi. Te înțeleg. Dar scuză-mă că te întreb. Inspectorul e fratele tău, nu? Nu, e cumnatul meu. Cumnatul? Da. Deci e căsătorit cu sora ta? Da. Mhm. Și atunci cum au murit toți frații și surorile tale? Păi, ți-am mai spus cum și-au pierdut viața, dar după aia și-au revenit. Și-au revenit? Da. Cum și-au revenit? Păi cum au murit și au revenit. Mă rog, nu mai vreau să-mi aduc aminte de familie, nici nu vreau să te mai rețin, scuză-mă. Noapte bună. Ce se întâmplă aici? Hai că pe tine te așteptam, vin în coace. Rămâi tu cu Andres aici. Mă duc să aduc fetele. Ok. Sus. Hai. Pare credibile. Să nu se atingă nimeni de ei. Avem o problemă. Magda nu se simte bine deloc. Nu avem cum să o lucrăm în seara asta. Asta ne trebuie, un om în minus. Da, e ok.
noi. Asta e singura fereastră cu unghi bună. Păi am stat 3 zile, mă, după voi. 3 zile, mă. Răducul de la Dubă, mă. Răducul de la Dubă. Și voi ce faceți? Plecați, mă lăsați ca prostul? E, păi lasă că mă duc și eu acasă la fetele mele. Au intrat. Au intrat. Ce dracu arată așa? Că dacă de vorbă dulce nu știu. Și eu cum le cântăresc? Eu mă tem că nu ești tu în măsură să le cântărești. Nebunule, eu fac lege aici. În primul rând, eu nu vreau să le vând. Dar ce vrei să faci? Vreau să vi le împrumut. Să le împrumuți? Tu joci așa cu noi, mă? Mătrâne, ia mă nebunul și mă-ntrel de aici. Da, da, bă, doniți-vă, mă! Stai, dracu, jos. Stai aici. Ia-ți. Cât vrei cu ele? 40.000. Glumești? Am, frate. Uită-te la ele. Mai puțin am cum. Știi cum facem? Te lași la noapte aici. Și mâine primești un răspuns. N-am cum. Într-o oră plec de aici ori cu banii, ori cu fetele. O oră jumătate. A ieșit din birou. Eugen? Sunteți pe fază, da? Da. Să lăsați stația deschisă, să auzim și noi. Da, sigur. Numai să vorbească cineva. Zic ce te-am învățat. Alo? Da. Asta e din casă? Numai puțin. Da, de undeva de la subsol. E cineva aici care vrea să vândă niște fete. Samsaru spune că nu poate să decide el. L-ați verificat? E de încredere? Din câte am înțeles, da. Americo de unde animau? E chinez. No, hace falta lo he reconocido. ¿Dónde vas? A preparar a los chicos. Hai, noroc. Baurele. Mă cam strânge de spate, bă. Pune ceva pe tine. Nu, mă. Mi-e și rușine să zic. Mi-e frică, bă. Au plecat ăștia și m-au lăsat cu tine aici în pădure. Dar nu-ți fac nimic, domn consilier. Tare prostii, știi? Hey, hey. Ce? Urcă! Nu faci o scenă și urcă!
Unde mergem? Ce? Mergem să-l convingem pe Potcoavă. Urcă! Să fiu sincer, și mie mi-e cam frică. Și mi-e dor de lumii. De cine? Nevastă-mea. Ah, de luminiță. Nici în ziua de azi nu mi-a dat bani. Vezi, poate ți-o prezi din salariu. Haideți să mergem în oraș. Aici cum ajungem în oraș? Ne ghidăm după luminițe. Care luminițe aurele? Ale orașului. Hai să mergem. Ia și cartea cu tine. Bă, dobitocilor, unde plecați? Mă lăsați singur aici? Ne întoarcem imediat. Do you speak English? No. You're welcome. Treci buze. Jot. Tu? Cum ești? Acum vine. Stai jos. Nu se le în cea mai bună formă, dar nu-ți rele deloc. Să faci treaba cu ele. Și care parte nu prinde aici? Nu înțeleg. Dacă sunt așa bune, de ce le dai? Am pierdut la casino. Trebuie să dau 100 de mii seara asta, mai trebuie 40. Ești înghesuit. Te negociezi un pic? Bă, frate, ți-am cerut un preț de nimic ca să nu mai trebuiască să mai negociem. Astea, uite-te la ele, sunt fete de 600 de euro oră. Dă-i bani. Stai, ai trecut. Ăsta nu-i drumul spre Potcoavă, unde mergem? Băieți, ceva? Da, n-a fost degeaba. Ce cauți, mă, aici? De ce îți părăsești poziția? Tipul cu care ai negociat mai devreme e același cu care era procurarea azi la prânz. Când ți-am zis eu ce casă tare are? Ce dracu, mă, ceva nu se leagă. Unde e acum? Nu știu, a zis că pleacă să-și pregătească oamenii. Puteți să o localizați? Da, încercăm. La kilometru 27, în drum spre Neidăș. Fugi înapoi și ai grijă de fete, da? Mm-hmm. Hai. Facem bani frumoși într-un.
Ai dreptate. Asta nu e drumul spre Podcoavă. E cel mai scurt drum spre Serbia. Înțeleg ce face. M-am sucit. Plec în noaptea asta. Bun. Noi am avut o înțelegere. Adică eu risc tot. Eu risc ani buni de pușcărie. Că îi fac pe ea să înțeleagă că Podcoavă e Briceaga. Adică tu. Și că tu mi-o eliberezi pe Alma. Unde-i sor mea? Șeful, asta e. Roata e bine. E într-un subsol în casa aia părăsită. Doar că ar trebui să te grăbești să ajungi la ea. Am făcut o mare prostie. Mi-a spus tâmpitul ăla de Podcoavă că ea l-a turnat. Gură frumoasă și să nu știi ce să faci cu ea. Mutrene! Da, boss. Ce pățesc sifoanele la noi? Ce să pățească, boss? Violate, bătute și pe final, mierlite. În ce ordine preferi? Băi, ești nebun?
abuzi picioarele! Vai de mine! Era să mor! Era să mor! Da, nu am mai scop asta! Tu era să mă omor, nu? Tu mă omor pe mine, mă! Stai, tu mă omor! Tu era să mă omor pe mine, mă! Tu era să mă omor! Tu mă omor pe mine, mă! Dar tu nu te uiți, mă, când mergi! Nu te uiți! Da, zi repede, călbapul! Ce? Nu cred, mă! Când? Băi, tu știi, 3 zile, bă, 3 zile n-am avut semnal. Vai de capul meu, am fost 3 zile, dacă mă crezi. Pe cuvânt, stai așa. Stai așa, stai că te... Da, te sun eu. Hai că... Mersi! Ce te sun! Asta-i mașina! Asta-i mașina! E cineva aici? Puiule! Ia, vezi acum! Păi nu se deschide asta! Ia-ncea! Doamne Dumnezeule! Vino-mă! Vai! Vai, puiule, mama! Vino-mă! Unde-i șobolanul ăla, bă? Șoferul, păi ne-a certat și pe aici, pe iarbă, pe undeva. A născut nevastă, mea, domnule. Unde-i, mă, ăsta, mă? Tu spune-mi unde-i ăsta, ești tâmpit. Păi aici ar trebui să fie în iarbă, că l-am bătut bine și... Acum, pe acolo ar trebui să fie. Păi și n-ai văzut în ce parte a luat-o, că nu e aici? Nu, că am primit un telefon că a născut nevastă, mea, domnule. Unde e, mă? Unde e? Să rămână. Pe aici ar trebui să fie prin iarbă, că l-am bătut. Și ar trebui să fie acolo. Dă și mie asta. A născut nevastă mea. Deci nu e foarte departe. Trimite tot. Băi, e rănit? Alo, domnul? Da. Alo. E grav? Ce? I-ai dat tare? Dar cum să nu-i dau tare? Da, eu nu cred că apucă ziua de mâine. E grav. Trimite tot. Aurele, după ce mila mătii de luminițe ne mai luăm acum, că s-a luminat afară. Haideți, domn Costele, că nu mai avem mult. Așa zici de 6 ore firea armăta, dreacu. Și cu nevastă ta aia boccie. Unde este Maurel? La National Geographic. Auzi? Nu crezi că ar trebui să-i coborâm totuși și pe aia de pe munte? Lasă-i. Mai respiră și ei. Nu te potolești, nu? Mă pot. Ți-am zis, mă, prostule, mă.
că suntem aproape de civilizație, uite drum cu asfalt. Nu, eu ți-am zis. Mă, de când e 5 mai mare ca 6? Eu ți-am zis. Am semnal. Bravo, bă, sună, sună. Hai să facem o poză, să o postez pe Facebook. Tu te-ai dreacu cu Facebook, sună! Băi, atâtea frumusețe am văzut, se merită o poză de Facebook, vină cu atât. Hai bine, hai. Lasă degetul ăsta. Lasă des 2019, ce fac? Uite ce bine ai ieșit tu, dar eu ce am acolo în cap? Păi nu știu, ia. Ia vezi, mă, dacă e viu. Ia ridică-l, mă. Ia vezi, mă, cine-i ăsta. E al nostru, mă. Lasă-mă poză cu el. Păi dă telefonul. Păi nu știu unde e pe aici. Dă cu-a. Haide. Stai așa că nu te văd bine, stai. Telefonul. Aia că vorbeai de lup. Da. Trimite-mi o poză. Ce? Deci dacă idioții ăștia au prins pe cine... Incredibil. Uite pe cine au prins ei. Nu cred. Haideți. Hei! Poliția de frontieră! Stai, eu sunt consilier! Stai că eu sunt consilier! Consilier la... Unde sunt, mă, consilier? Paule! Ajută-mă, mă, spune că-s cu voi! Băi, Paule, zi-mă că sunt cu tine, mă! E de-al nostru! A fost greu, da. Nu că e de-al nostru! Bate-le mașină și tu! Aurele! De ce m-ai lăsat aici? De frică! Orice escapare în dormită, după nouă luni se lasă cu nou domnitor. Ai stofă de tătic, un fel de grăitoraș voinic. 6? 7 dintr-o lovitură? Hai, mă!